În perioada 26-28 iunie a avut loc la Sibiu cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Muzică Hermann Stadtfest. Festivalul s-a desfășurat pe mai multe secțiuni, de la muzică ușoară străină până la muzică populară sau muzică instrumentală clasică. Juriul festivalului a fost compus din personalități de seamă a muzicii ușoare românești, precum Dida Drăgan, Mirela Fugaru, Adrian Ordean, alături de profesori, compozitori și producători din Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Rusia și Polonia. La acest mare festival, tinerele talente pregătite la Asociația Culturală Domidance au ajuns pe podium. Dintre aceștia îi putem aminti pe Ioana Mârți, finalistă la emisiunea concurs Next Star, alături de Roxana Ghiuzan și Magda Udrea. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with a strength to carry on, and you cast your fears aside. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you'll finally see the truth that hero lies in you. Ioana Mârți a fost răsplătită cu trofeul la trei secțiuni, muzică ușoară străină, musical și Remember Corneliu Fugaru. În plus, Ioana a mai primit două premii întâi, o invitație de participare la un festival în Antalya, precum și o invitație identică din partea juratului ucrainian. Tot Ioana a primit trofeul oferit de juriu adolescenților pentru interpretare, oferit de talentata interpretă Ilinca Băcilă, semifinalistă la Vocea României. Ioana va participa în curând la Festivalul Național Mamaia Copiilor, unde va reprezenta orașul roman și județul nostru.